Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere în școlile din județ după o săptămână de activitate. Legea Resmeriță s-ar putea modifica, iar traficul rutier va fi restricționat în Petrila timp de 3 zile. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Nici bine nu a început școala, că au și apărut primele cazuri de infecții cu virusul SARS-CoV-2. La nivel județean au fost raportate peste 30 de cazuri confirmate cu COVID-19, atât în rândul elevilor, cât și al personalului didactic și auxiliar. Probleme sunt însă și în școlile din Valea Jiului. Ținând cont de faptul că de-abia a început școala, n-am putea să discutăm deocamdată de transmitere a infecției în interiorul școlilor. Mai mult este vorba de persoane care au s-au infectat în comunitate. Și avem deja 33 de cazuri. Este vorba de copii și personal din unitățile de învățământ. Avem 10 persoane, cadre didactice și personal auxiliar, 4 studenți și 19 elevi. 4 clase au trecut în online, ne așteptăm să mai crească numărul acestora. Deocamdată nu este alarmant, sperăm totuși să nu fie o creștere bruscă, să zicem așa, și lucrurile să poată fi gestionat cât mai ușor. Există și în Valea Jiului, cred că există într-un liceu și o grădiniță din Valea Jiului. În municipiul Petroșani, un elev de la școala gimnazială Avram Stanca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, astfel că întreaga clasă a intrat în online. Este vorba de o singură clasă, nu mai știu să vă spun ce clasă, dar este o singură clasă. Acum, în principiu, Consiliul de Administrație al școlii decide cum va continua școala pe mai departe. Într-adevăr, e vorba de ziua de miercuri, încă de miercuri copilul a acuzat, e vorba de un copil de la ciclu primar, mai precis la o clasă a patra, a acuzat simptome de acest gen. Imediat au fost informați părinții conform procedurii. Ieri și-a făcut testul COVID. Atât mama cât și copilul au fost confirmați pozitiv, iar începând de astăzi, toată clasa a intrat în sistemul online de predare și atât conform articolului 6 din Ordinul Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății, am informat Direcția Sănătate Publică Hunedoara, cât și Inspectoratul Școlar Județean despre acest demers, despre hotărârea Consiliului de Administrație. Urmează ca după 14 zile elevii să revină la școală sau, conform aliniatului 2 de la același articol din ordinul amintit anterior, dacă după 8 zile sunt elevi care vor să se testeze, dacă sunt părinții de acord să-i testeze, atunci pot reveni la școală după 8 zile efectiv fizic la școală. Dacă nu, după 14 zile vor reveni la școală toți elevii clase. De asemenea, s-au luat toate măsurile de dezinfecție și nebulizare a clasei și a grupurilor sanitare, astfel încât ceilalți copii să nu fie în pericol. Pentru că părinții sunt primii care observă dacă copilul prezintă simptomatologie sau nu asemănătoare bolii, conducerea unității de învățământ din Petroșani face un apel către aceștia să nu-i trimită la școală, ci să ia măsuri. Am apelat încă o dată la părinți, pentru că părinții sunt cei responsabili care, în privința trierii, și anume dacă dimineață văd că, iată, copilul fiecăruia dintre alcânșilor nu este în regulă din punct de vedere fizic, nu, mai bine nu mai trimit la școală decât să se întâmple un astfel de caz. Administrația publică locală de la Petroșani pune la dispoziția unităților de învățământ din localitate 10.000 de măști de protecție destinate elevilor și cadrelor didactice. Primăria municipiului Petroșani a primit anul trecut de la guvern măștile de protecție, iar cele rămase în stoc vor fi distribuite în funcție de solicitări. Am achiziționat anul trecut pe primărie un număr de măști, mai avem în stoc
aceste măști, însă prin programul guvernamental anul trecut am primit peste 100.000 de măști și mai avem în jur de 60.000 tot așa în stoc, pe care o să le dăm la școlile din Petroșani. În funcție de numărul de copii vor primi și aceste măști care să fie folosite de către copii. Nu știu, fiecare director hotărăște modalitatea în care să distribuie aceste măști către copii și profesori. Pentru a intra în posesia măștilor de protecție, directorii unităților școlare din localitate vor face o solicitare în acest sens Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, care va transmite apoi către Primăria Municipiului Petroșani necesarul pentru fiecare școală, liceu sau grădiniță în parte. Și primăria poate să finanțeze aceste lucruri. Anul trecut am alocat peste 2 miliarde de lei vechi școlilor pentru materialele sanitare. Ei au un buget cuprins și acest capitol. Toate școlile au făcut și proiecte pe fonduri europene pentru materiale sanitare. Deja 3 sau 4 școli au primit acceptul că vor semna contractul de finanțare. Eu sunt convins că toate școlile vor semna până la urmă aceste contracte, dar în paralel sprijinim școlile cu aceste materiale, mai ales că acum suntem într-o perioadă în care numărul de infectări este în creștere, din păcate. Senatorul Cristian Răsmeriță se teme că actualul guvern va modifica legile pentru care s-a luptat atâta timp. Conform acestuia, legea care prevede reducerea stagiului de cotizare de la 30 la 20 de ani ar putea fi modificată prin ordonanță de urgență. Răsmeriță trage un semnal de alarmă și spune că dacă se modifică stagiul de cotizare, vor avea de suferit inclusiv cei care se pensionează acum. Bucuria mea este că legea 135 din 2019, cea pe care dumneavoastră cei din mass media ați botezat-o pentru prima dată Răsmeriță, aia a rămas Răsmeriță 1 de fapt, aia cu 15 ani stagiu de cotizare suficient la 45 de ani, se aplică la foarte multă lume care iasă pe acea lege și primesc mesaje și am și o bucurie în suflet pentru acest lucru. De asemenea, mă bucură faptul că se menține legea care permite ca oamenii să iasă la 20 de ani împărțirea, să aibă pensiile astea bune, dar aici doresc să atrag un semnal din informațiile pe care le-am din cadrul Ministerului Muncii și știți că nu vorbesc decât atunci când sunt foarte sigur. Actualul guvern dorește să modifice din legile pe care eu le-am făcut pentru ca oamenii să nu mai aibă aceste pensii atât de bune. Pregătesc inclusiv ca stagiul de cotizare să fie modificat de la 20 la 25 de ani. În momentul de față acest lucru nu s-a întâmplat încă. Eu vă și rog pe această cale să nu să mă ajutați pe mine, să venim în sprijinul celor care urmează să iasă la pensie, pentru că odată modificat stagiul de cotizare va fi foarte, foarte rău, inclusiv pensiile care sunt în calcul în momentul de față, putând să fie recalculate și reîmpărțite la 25. Cum erau înainte la 30 și eu am făcut modificarea legislativă, le-am dus la 20 împărțire și s-au dublat pensiile. În momentul de față, dacă guvernul dorește prin ordonanță să facă această modificare, inclusiv pensiile celor care sunt în plată în momentul de față pot să fie afectate ca și punctaj. De câțiva ani, mii de angajați din minerit au beneficiat de pensii mari după aplicarea acestei legi. O autocisternă încărcată cu vin s-a răsturnat în această dimineață în zona dealul mare din cauza vitezei. Protagonistul acestui accident este un cetățean polonez în vârstă de 29 de ani, care conducea o autocisternă pe drumul național 76 în zona dealul mare, iar pe fondul neadaptării vitezei în curbă a derapat, după care remorca cisternă s-a desprins și s-a răsturnat în afara părții carosabile, capul tractor rămânând pe roți. Din fericire, în urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. Conducătorul auto urmează a fi sancționat contravențional, iar remorca cisternă care transporta vin și care nu a suferit fisuri urmează a fi repusă pe roți. Composesoratul 818 Uricani merge înainte spre viitor, reușind să atragă fonduri europene pentru realizarea unei ciupercării în localitate. Proiectul se apropie de 1 milion de euro. Cei mai mulți bani vin de la Uniunea Europeană, însă și composesoratul a contribuit cu sume importante de bani pentru realizarea acestei investiții. Ciupercăria va avea 5 camere de cultură și se vor cultiva ciuperci precum șampinion și pleurotus. Dumnezeu să ne ajute și să pornim ciupercăria cât mai repede. Amin. Consiliul de administrație, nu?
Fie credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Ne aflăm în fața unui obiectiv pe care ne-am propus să-l realizăm. Ciupercăria 818 Valea de Brad, care fără aportului Consiliului de Administrație, al meu personal, dar mai ales al dumneavoastră, al celor care a susținut moral și financiar acest proiect, nu era posibil. Pentru acest lucru vă mulțumesc, domnilor. Nu intru în detalii, dar nu pot să nu reamintesc că proiectul Ciupărcării 818 Valea de Braz a fost posibil printr-un program de finanțare european în valoare de peste 983.000 de euro, din care aproximativ 700.000 de euro au fost sprijin financiar european, iar diferența am pus-o noi. Vom produce în 5 camere de cultură, în 4 cicluri de producție, ciuperci, șampinion și pleurotus, în jur de 121 de tone ciuperci pe an, care vor fi procesate, ambalate și vândute. Aș bucura să ne întindem mâna unii altora la tot ce este frumos și bun și faptul că se creează, iată, un precedent. Dăm slavă lui Dumnezeu să fie bucuria aceasta de ne avea unii pe alții, de ne întâlni împreună, de a fi în comuniune unii cu alții și de a aștepta tot ceea ce este frumos și vrednic și pentru copiii noștri și pe ceilalți care să se întoarcă înapoi. Avem atâtea frumuseți în zona noastră. Mă uitam de o parte și de alta. Masivul Retezat, masivul Vulcan Dincoace. Și atâtea locuri frumoase în care bătrânii noștri le-au simțit cu truda, cu osteneala, cu sudoarea frunților, dar și cu jertfa vieții acolo în Tulișa sau Dincoace, în partea și Clăului Mic. Să fim în comuniune și mulțumim gazdelor noastre pentru acest moment de bucurie și de binecuvântare și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fiți binecuvântați! Reprezentanții composesoratului estimează că în luna noiembrie vor colecta prima cultură de ciuperci de aproximativ 20 de tone. Unitatea de producție este întinsă pe o suprafață de peste 2700 de metri pătrați la Valea de Brazi, iar producția estimată anual este de 127 de tone. Ne aflăm la Valea de Brazi și aici ne dăm seama cu toții că practic este o transformare radicală pe cetea transformării de la minerit la altceva. Altceva înseamnă aceste tipuri de investiții care valorifică potențialul local, turism. Știți foarte bine că de luna trecută orașul Uricani, prin hotărâre de guvern, a reușit să fie declarat stațiune turistică. Asta înseamnă și faptul că hrana vie, pentru că ciuperca sau producțiile de ciuperci sunt hrană vie, sănătoasă, va trebui să o cu siguranță am înțeles că va fi prelucrată și chiar urez succes de către noua fabrică de fructe de pădure, legume, care se află în fosta casă, în fosta casă de copii. Deci atâta o colaborare au cu ei să vândă marfa și cu siguranță în afară de cetățenii din Uricani, din Valea Jiului, să deguste din produsele finale. Începând de luni, timp de 3 zile, traficul rutier va fi restricționat pe câteva artere din orașul Petrila. Aceste restricții sunt necesare deoarece se înlocuiește total rețeaua de distribuție a apei potabile pe strada 22 decembrie din localitate, dar și pe alte două străzi. Având în vedere lucrările de reabilitare a rețelelor de apă de pe raza orașului Petrila, în data de 20, 21 și 22 septembrie vor avea loc restricții de circulație pe strada 22 decembrie, intersecție cu Rândunicii și 22 decembrie, intersecție cu Popicărie. Aici sunt necesare aceste lucrări pentru două traversări. Există luate avize în cadrul acestui proiect, există un management de trafic aprobat de Poliția orașului Petrila și există acces pe alte părți pentru locuitorii din zonă. Noi ne cerem scuze pentru disconfortul creat, dar această investiție este necesară tot pentru beneficiul cetățenilor din orașul Petrila. Cele 3 zile, luni, marți și miercuri, de la ora 7.30 până la ora 18, va fi restricție de circulație. Deci se vor finaliza la ora 18 și traficul va fi reluat în condiții normale.
În orașul Petrila este în desfășurare proiectul Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 2014-2020 pentru contractul de lucrări, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!